Cele mai ieftine jocuri le găsești acum pe g2a.com, intră pe linkul din descriere și folosește codul pentru a primi 3% înapoi. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Assassin's Creed Origins, ultima oară când ne-am întâlnit oameni buni. Nu cu nimic mare brânză decât că am salvat niște oameni de la ceva intoxicați, am auzit că Flavius s-a trecut pe acolo și a cumpărat pe toți. Și acum... Și acum căutăm... Sareacă. Ok, acum mai facem o misiune secundară ca apoi să ne putem apuca de misiunea principală. Hello. I have felt your presence in my visions, Eagle. What? Apollo spoke of you. The king cried when he killed the White Heart. For it was the Huntress bewitched, pale and beautiful, with a halo of gold. Apollo bade Gaia cradle the king's sorrow, a lake of tears high above the plains. Așa. The sun god drove his fist into the mountain, took his beloved inside, and spake, "None shall seek you, none but the eagle. He will soar above the five cities with the halo of the huntress in his beak." Okay. Why do you call me Eagle? Yours is the sacred relic. Oh. Find it and expand your riches. Oh. Lake of tears high in the mountains. Apollo means me to find this halo of the Huntress. That sounds interesting. You're a halo, halo, halo. Ceva genul ăsta. Ce mai întreb mie să-mi upgradez chestii pe aici? Shit, deci mai întreb piele de aia. Piele de aia hardcore. Mamă, e destul de departe. Oh, parcă cântau slujba la biserică aia. Să-mi trag pe mine dacă nu. E probabil că-s bandiți de pe acolo și să încerc să evit. Era interesant dacă era cum era în Assassin's Creed 2, că dacă purtai gen nu știu ce costumație, se luau altfel de tine oamenii. Gen, țin minte că dacă te duceai, nu mai știu, în Florența și purtai capa de Florența, erai mai ok. Dacă purtai capa de altceva, exista șansele ca gardienii să detecteze mai repede sau ceva genul ăsta. Nu mai știu, parcă în 2 era asta. Chestia ce mi-a plăcut foarte, foarte tare. Sincer, păcat că aici nu s-au mai păsat lucruri de genul ăsta, nu s-au mai păsat lucruri de genul ăsta. Wow, 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 wow! Ce e aici, mă? Ah, nimic interesant. Oh, hai să luăm calul dacă tot suntem pe aici, că... Pe acolo nu puteam să-l chem pentru că eram pus eu într-o poziție destul de nașpa. Bă, dar ce frumoasă e zona asta de aici. Așa cu ceva construcții, cu multă iarbă și de aici de genul ăsta. Da, așa un vibe de Horizon Zero Dawn. Ceea ce mi-am amintește, apărut DLC-ul ăla și ar trebui să fac rost de el. Sper să fac rost de el curând. Ok. Calsenu. Mamă, e stau lângă să-mi eu. Stai, ce fel de piele aici? Mamă, e plin de asta. Nici un pic de piele de aia la altă. The Lake of Tears. What was the next part? The sun god drove his fist into the mountain. Ha. Opa. Stai, vreau să vedem... Și aia sunt toți soldații, în mare parte. Olei, v-a dat-o drasele. Ceva pe aici de fără, nici măcar atâta. Salut, salut. Oh, săracul ăla de acolo. Mama, dar cât sunt! N-aș putea să-i rezolv pe toți. Ce obțin, n-aș putea să-i rezolv destul de repede. Nu cu gata, mă, o pot sparge pe toți. Nu mă, dracu, coace!
Băi, sănătos! Gata-o! Ia cu foc! Hai mă, serios, se chema și brazerul. Tu ai fost, mă! Oh, nice! A, nu, tu ai fost! Așa, unde era aia? Ok, mă. Ia să vedem, bă, băiatul. Și să nu uite treasure-ul ăla din spate. Ok, nici nimic aici ce aș putea să folosesc. Opa! Divine Huntress. A crown. This must be the halo from the prophecy. Aha. I thank Apollo for this sacred gift. Și îmi dă ceva dacă îl iau? The god. The god. The god lion killer. She sounds strong and brave. Reminds me of Aya. Ok. Prin ceva. Am track quest să caut killerul ăla, dar nu pot eu de killerul ăla. Tot încerc să dau pe aici, poate mai găsesc lucruri de-astea așa scumpe. Pe care să le iau. Ok, acum hai să luăm treasure-ul ăla. Unde e mă killer-ul, killer-ul ăsta? 20 de metri încolo. Ăsta e mă killer-ul! Asta era? Cred că asta era. Cât îmi dă oare pentru un quest ăsta așa? Pentru un quest de online. Oh. Oh. Asta-i tot. That's it. Am nevoie de materiale, dar nu pot să ignor. Hmm. I've got a little something special for them. Hey. I'm killing. Shit. Ce fraier am dat foc. Oh, vai. Oh, știi ce? Stai alea când domnule boss. Hai dracu. Oh, stai bă, foc acolo. O să mă rostogolesc că știu că așa merge. Așa. A small indie company. Asta mai arunc și pe ăștia. Atât. Ok, cred că trebuie să mergem după Flavius acum. S-am luat treasure-ul ăsta? Am luat, am luat, am luat. Super, acum hai să mergem după Flavius. Gear, oh, ce-am luat ca și gear? Iteme? Am luat o sabie de-asta obosită. Am luat încă un buzdugan destul de meh. Cu inventory, Halo, ce fac cu ăsta? Alegi de Crown of Cyrene, ok, final waiting. Ok, hai să mergem după Flavius. Că am pierdut timpul destul. Serios, nu pot să-l chem aici. Îmi se iau calul din față, știi, și nu mai pasă. Yo, Carlos, let's go! Luăm pe mărțoagă să de aici. Acum vine întrebarea, mă duc de-a dreptul sau nu mă duc de-a dreptul? Hai, mergem lateral, dău. Ăla-i Coloseumul? Nu prea are cum, pentru că suntem în Egipt, cum dracu mergem Coloseumul. Dar e ceva acolo, am văzut un șarpe. Ca ei în jocul ăsta sunt super puternici, așa că putem să mergem pe unde vrem noi. Ca ei din Skyrim, dău. Mă, ce faci, mă?
Da, dracu, bă, căluț. Oh, wow, uite, e un fel de Coloseum și ăla. Uop. Așa. Stai așa. Oh, uite, bă, că a mers. Stai, ce? Cum se cheamă zona asta? Că nu mă prind, e puțin cam dubioasă. Kill him whatever the fuck. Wow. Siren. Domine. Credeam că îmi dau cu gravă băieți ăștia sau ceva. Ok. O, sunt multe quest-uri pe aici. Oh, superb, aici o să fie zona faină de leveling. Dar vreau să găsim pe Flavius să rezolvăm treaba asta. Atât. Dismount. Te scotăm pe Diocles ăsta. Ia să ne mai luăm costumația noastră înapoi de beduin ăsta așa. Nu de alta, dar îmi place cum să văd mănușile astea. Pentru că nu-s la fel pe celelalte costumații. De asta mă enervează celelalte costumații, că-ți scoate itemele tale. Ia zi, Bobiț. Came back from Balagre with a crook up his arse. Demanded my taxes for the year. They burned my farm when I refused. And you are sure it was Leander's men? My wife said no good would come of defying him. I hate it when she's right. Leander will pay. You have my word. Leander. Or Diocles? Will not sow my scorched fields? What the fuck? Bring my goats back to life? I am done with you. End this land. Your word. And how has our most venerated magistrate extorted you, Egyptian? Praxila said you could help me. I am Bayek. Hi. I am Bayek. Hi. Ok. Cred că noi o să putem terna joc undeva pe level 38 sau 39. Pentru că 40 e deja mult prea. Is he alright? As well as anyone can be with Flavius desecrating your land. I followed that fucker's murderous trail all the way from Siwa. So the rumors? True. As are his preparations for war. One more oppressor. Egypt will never be stable again. Invasions upon invasions. Flavius will make of Egypt one giant tomb. He rules from the Acropolis, but is crawling with Romans. I pray the dice fall in your favor, Bayek. I must deal with his lapdog, the magistrate Leander. Seek me out again, if you would be a friend to Cyrene. Thank you, Diocles. It is time for my son to enter the field of reeds. Flavius is in the Acropolis. It is just order of ancient propaganda. Flavius has turned you into the enemies of freedom. Sons of Prometheus. Ok, baia că ai început să urli random pe aici sau cum? Ok, asta era că dubios. Ha. Oi, vachevmenul nu neschete. Oi, ok. Pop. Nu mai țin minte în Revelations oare ce puteai să-ți costumizezi. Nu mai țin minte exact. Începe că-ți costumizezi costumul acolo, nu mai știu dacă puteai să-ți costumizezi costumul. Senu is not available. Are you found it. Oh boy. De cum facem pe aici? To draw attention here. Mamă, doi captain chestii alea. Să luăm așa mai pe aici pe asta prin dreapta. Hai, dracu! Nu e momentul! Shit. Aoleu, ăștia au deja 36.
Good to see our Roman gods outside of Rome. Proconsul Flavius scares the shit from my bowels. Oh, come on. Nu pot să intru în templul ăsta pe aici. Ok. Gata, bobiț. Atât. Urcă-o. Șa. Iotel. E că mă știe. Think I can't feel you skulking in the shadows, Bayek of Siwa? I have followed your path of murder and madness all the way from my homeland. And now, you will answer for my son's death, Roman! No, Egyptian. Now you will bow before your god! Whoa! My son, my friends. Shit. Pa 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 pa. Why didn't you kill me when you had the chance in Alexandria? You should have joined the order. You need us. You chose slavery. The man who killed my son. Cowering in another temple. Your Magi friend Hepzibah also had a stubborn streak, like your son. Huh? These are nothing but tricks. Come on, Nene. Shit! 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 No time on this sand has ended. Dude, bro. It will break eventually. Enough! Face me! Woo! Oh, cut! No, down goal. My potential. Can you not feel it? Shit! 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 Woo! You're nothing but a farmer. Camel. Oh, l-am prins. Nice. N-a fost așa greu. Serios, chiar l-am omorât. Asta a fost... sunt dezamăgit. Sunt dezamăgit dacă asta e tot. He was a child, Flavius. My child! Yeah, that's the one thing I do not regret in my life. I will never give you peace. Your son's death made the order bow to me. Caesar, even. I had Rome. It gave me an empire of 1,000 sons, each one greater than the last. Ah! Come on! Finish me, you coward! The waste of time! Oh my God. I can't do it, I can't do it! Four. It's all right, Papa. No. I will lose you forever. Not forever. I will be waiting for you in the field of reeds. Aww. Damn, son. Damn, my son. Wow. This relic should never be found again. I must know our son's car has been put to rest. 34? Nici măcar aproape. The last of the Magi.
Devi rimanere! Ramă! Culas! Sergium! De fapt, știi ce pot să vă ignor pe voi? Fuck off! Cheamă pe cine vrei! Eu am să dispar de aici! Bye guys, I'm out! Sic! Recuri ad mulierum teras! Nici nu trebuie să mă strofoc, bă, nici nu știu ce stau pe aici. Pa, fuckerilor! Gata, acum pot să plec de aici. 5000 de metri încolo. Ha, nu e așa departe. Oh, penis. Ok. Acum e available. Acum încă încolo, gen aici. Ah, mers, nice. Super! Hai să vedem acum ce zice. Ce zice tanti? Vorbim cu aia. Mi-a fost puțin cam dezamăgitoare lupta asta. Adică țac, pac, țac, pac, țac, pac. Sincer, boss fight-ul din primul Assassin's Creed, adică ultimul boss fight din primul Assassin's Creed a fost mult mai hardcore. Ăsta a vrut să facă ceva asemănător. Aproape. Dar n-a fost ceva asemănător. Bă, Daniel, mai rămâne totuși Septimus, ce facem? Probabil că aia ar trebui să se ocupe. Gen, o să jucăm cu aia acum, ca aia se ocupe de Septimus ăsta. Shit. Oh, wow. Ta intrare. Ah, wow, nu vreau să zic că intrăm în joc acum, adică serios. Ar fi la cam aiurea. Ce ciudat. Oh, uite, pește. Bayek. It has been too long. Flavius is dead. I have gone through shit to get our son out of the Duat. Hemu is at peace. May he walk in the field of reeds. I head to Rome too. Rome? Huh? You still entertain fully with these ambitions? I have made mistakes. Huh? You have made mistakes. What? Aya? Brutus? You waste your energy. Ah. You are the famous Magi. Thanos never ceases to speak of your exploits. What? I have assembled a group. This is Brutus and Cassius, our Roman brothers. We're going to cut these bastards down from across the seas. Septimius and Caesar. The order is no longer an Egyptian problem only. Does Cleopatra still rule? There is no ruler in Egypt. Plunged into the will of various tyrants. Our queen has abandoned us for Rome. Oh, so it's Rome. Nothing has changed here. Memphis is overrun by the order. Aya! We need you. Hai, Bayek, du-te și tu! Du-te! Mă, gata, are you for real? I cannot end it like this. Aya, that cursed marked sphere should stay hidden forever. Cause so much pain. Huh. Deci Bayek e cumva printre primii asasini, dar aia e de fapt fondatoare, să o iau așa. Well, that's something. Hai să vedem ce se întâmplă. Cred că acum o să terminăm jocul cu aia, cel mai probabil. Gen, să mergem cu ea în Roma, batem pe Cezar, Brutus înjunghie pe Cezar, pentru că de aici vine figura aia cu și tu, Brutus. Pentru că Brutus îl înjunghie pe Cezar pe la spate și cam atât din câte țin minte. Oh, mai țineți minte că am fost pe aici? Oh, fuck off! Au! Tabulangeală, vere! Într-a zis, ai fucking sulița! Sincer, dacă așa e cum zic eu acum, o să fiu dezamăgit. Pentru că... M-am crezut atâta să fac rost de chestii de item și toate alea și le fac pentru ce? Pentru că aia oricum nu o să-l poată purta și nu o să-l pot folosi. Asta ar fi un super mega căcat. Dacă mă lasă ca eu să vin gen Bayek, e convins să se ducă cu ea, atunci da, ok, sunt perfect ok cu asta. Dar altfel nu știu. Altfel mi se pare super mega prostie. Sincer, nu știu, nu știu voi ce părere aveți, dar... Mie nu-mi place așa. Să mai ia și pe mine în Roma, vreau și eu în Roma. Ia zi-mă ce face aici.
Our victories have multiplied, our bond not so. We could never have been. Everything has told us our love is impossible. You are right. Something bigger has called us. But our love lives in the Duat. Only now we are letting go. Let the gods decide. The gods are dead. What? We must sacrifice our personal lives for the greater good. All this darkness was for a reason. I was wrong to be so reckless in public without killing. We must work in the shadows. Egypt has fallen. Greece also. And Rome will fall too. All will fall to the Creed, yet no one will know. When we assassinate only those who deserve it. The few sick souls who try to control us. But they will never know who we are. Cold, calculated, poets of the kill. Damn. I am fine with this. I am not a father anymore. I am not a husband. Uite, de acolo vine simbolul. I am not a Magi. I am a hidden one. Yes. We are the hidden ones. Nice. We sharpen our blades and pull what hope is left from this foul earth. Good, Bayek of Siwa. What are you of now? A new creed. Ours is finished. Huh? Și de acolo este simbolul, pentru că acum văd cap de șoimă la acolo și lasă exact simbolul. Drăguță ideea asta, chiar îmi place. Wow, și asta se termină totul? Damn, e level 34. Mamă, nu credeam că o să termin jocul acum, gen. Parcă vezi că totuși. Trebuie să vedem cum e cu Cezar, nu-l las așa, gen. Să urmeze Origins 2. Cine e asta? Those don't need to be your last words. Who the fuck are you? Whoa. Does the name William Miles ring a bell? Assassin? Then you know who I am. Huh. We, the assassins, have been watching you. Wow. It's unusual for an Astrogo employee to take an interest in a country's revolution. You're not wrong there. We know about your work with the Animus. Astounding what you and Deanna were up to. They played you, didn't they? Sophia Ricken made you so many promises. Enough! We're not talking about her. Sure. Plenty of other subjects to cover on our ride to Alexandria. Don't assume I'm going anywhere with you. Well, let's look at your options. No. You can come with me, or you can stay here and do the dance of death again and again until you make a mistake. They only need you to make one. There's no going back to your old life, Layla. I never planned to. But you'd finally be able to work on the Animus project. Our version of it. Huh? And with us, you'd always have the freedom to do things your way. Da, zi, da. Fine. Let's do this. That doesn't mean I'm on your side. Good enough. Asta e ce? Ce se face aici? Interact. Deja? Asta a fost tot? Hm.
Ce-i întoarce să dăm pe lui aia sau ceva chestii de-a lui aia de ce-a făcut aici? Eram sigur. Goddammit! Is that for Foxidas? A gift? No. It's a relic. I don't want to talk about it, Demastis. Isn't that Bayek's? Let me have it. I'll give it to Foxidas myself. He loves these things. I'll kill you. How about that? I'm in no mood for compromise today. Ce idiot, frate! We pass Neapolis in the crack of morning. With strong wind, you'll be standing in Rome's forum in... 2 days' time. It's over between you and Bayek, eh? I can feel... No decision is easy. You are a chosen one. And now you are free! Like me! So begins a new day. Să nu spui că și-o trage cu asta ca nebunesc. Păstrează-o. No! She's coming to fuck the old man. God! Pe bune! Oh, iar oamenii ăștia de Super HD. Da, oameni buni, noi o să ne oprim aici cu acest video din, din Assassin's Creed Origins. De ce mă opresc aici? Pentru că mă urmează probabil o grămadă de acțiune și de restul mai jumătate de oră trecută. Așa că, oameni buni, dacă v-a plăcut acest video și vedeți mai multe video-uri genul acesta, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!